No, bună dimi! Ne aflăm la Hotel Green Pension, adevărat. Super mișto, super... A fost curat, a fost de 125 de lei. Servit fruștrucu. Și acum o întindem către... Către unde dracu mergem? Către o bârșie a lui domnul Dotru. Așa, că îmi scăpa. Și mai avem încă două zile frumoase așa pe prognozele meteo, după care vine prăpădul, ne înnecăm iară. Vedem. Da. Ieri am avut ziua de încălzire. Și acum urmează ziua de mișto. De răcire. De răcire, da. O întindem de aici, de la Green Pension, din Sibiu. Mai întâi la Lidl, să luăm câteva fiole de lapte. Că eu nu funcționez pe acest medicament. Mai venim și altă dată. Tot cu stânga mergem, nu? Păi, acum ne cam pregătim să ieșim din... să părăsim Sibiu. Am făcut și noi niște cumpărăturici. Și... e ceasul... cât e ceasul? 9:36. Ziua se anunță foarte mișto. Cel puțin este senin ca lumea. Hai să vedem. Ziua asta sper să fie memorabilă. La memorabilă în sensul frumos. E, imediat ne apropiem să ieșim din de pe DN1. În dreapta acolo avem autostrada. Și ne apropiem, cum ziceam, să părăsim DN1. Ne apropiem de liniște, că m-am săturat de vâjul mașinilor. Și da, așteptăm cu deosebit interes acest moment, deosebit, să ieșim după șosea asta, firea al naibii. Cum? Acolo era stop sau prioritate? Păi nu, era stop, dar na, a fost liber. Pe dreapta era semn de prioritate. Cum zici tu? Deci acum am făcut stânga către Săliște. Și urmează... Eu părăști una cu semafor cu intermitent stânga, dacă nu e pe stradă interzis. And that's cute. Voi în lumea voastră acolo, bucureștenii. Da, și am făcut pe 67C către Transalpina. And that's the true shit. Și acum încep vreo 90 și un pic de kilometri de urcare. Targetul este o bârșie a Lotrului, să ajungem azi. Și sper să ajungem. Ia să ne vedem la un fornet. Oh, hai să-mi băgăm un fornet aici. Săliște acum. Frumușel foc pe aici.
e sănătos ăla din față, nu e nicio presă. Opa. Era un semn cu pneuri de iarnă. Pneurile de iarnă. Na, da? Da. Frumusețe aici. Culorile toamnei sunt unde trebuie. Foarte frumos. Și bineînțeles că și noi suntem unde trebuie. Suntem unde trebuie. Suntem cum trebuie. Peace. Atât. Da. Suntem la intrare în comuna Tilișca. Da, despre asta vorbeam. The true shit. Ia. Cool. Suntem la intrare în comuna Tilișca și aici avem parte de o priveliște absolut superbă. Da. What? O priveliște extraordinară aici. Ah, stai că ți-l acolo, că nu-ți face nimeni nimic. Fuck de frumos. Oh, mg. Say something, domnul, say something. Oh, yeah. Da, Poiana Sibiului e pe aici, nu? Poiana Sibiului parcă e asta. Zic, Poiana Sibiului parcă e asta. Dă-i în față dacă vrei, că eu urc foarte lent. Adică să nu stai după mine, că... Da, prin Poiana Sibiului, acum mi se pare mie. Ah, sunt aici niște urcușuri de te doare pulpa, genunchiul și toate alea. Niște căsuțe mai deosebite, așa. Hai să vedem ce mai... E de văzut pe aici, așa din de pe biclă. Plăcuțele pe spate trebuie să le schimb. Când se aude scârțitul de la ele. Da. E timpul să schimbăm o plăcuță de frână. Că s-au dus. Ia să schimbăm o plăcuță de frână. Care s-a dus pe spate. Așa. Și a blocat etrierul. Așa. Ia să punem un genunchi aici. Un pic, nu. E omenește să muște. Ah.
E nebun, nu e sănătos. Bun. Aha. Deci sunt foarte, foarte abrupte. Cele mai abrupte coborâri pe care le-am văzut. Oh my god. Frânele aici au de suferit maxim. Și imediat vom ieși în DN67C, care ăla este Transalpina, de fapt. Wow, 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 wow. Da. Foarte, foarte abrupt. Mega abrupt. Cât de frumos poate să fie. Frumusețea este la ea acasă aici, efectiv. Foarte frumos, o zi superbă. Da. Acum trebuie să mai fac o oprire scurtă, să-mi reglez microfonul la cameră. Hai să vedem aici. Aici. Am ajuns și la DN67C. Pa. Și acum te postez în DN67C, domnul. Așa numită Transalpina. Ah. Te-ai bucurat de valea aia, da? Ca alta nu mai vezi. Alta nu mai vezi pe 50 de km de acum încolo. Dai tu în față. Da. Ia să spălăm cârpa. Cârpa de spălat panouri. Așa. Ca să ștergem panourile fotovoltaice și poate mai obțin un vat în plus. Domnul Bogdan sigur va râde de mine, dar nu-i rău să faci oamenii să zâmbească în jurul tău. Da. Taubistra. Puh, suntem fix pe baraj. Domnul! Say hi! Hello! Yeah, cool! Și acum încercăm să halim ceva pe undeva. Suntem în coada lacului Taubistra. Superb! Mos.
ăla e nebun, nu e sănătos. Eu sunt ok. El nu. Ai auzit? Mamă, am crezut că vorbesc încet. Nu, deci cu dulceață. Dulceață, ia, ia. Dulceață. No, mulțumim tare. Stai să o dau și eu mai în față cumva, că am pus fix la oamenii ăștia în... Păi... Ha? A, da, uite aici. Da? Bine, da. Stai să o întorc cu spatele, măcar să mai bage ceva pe baterie. Așa. Da? Posibil. Oh, oh, oh. Da, așa. Gata. Gata. Așa o lași? Lacul O, așa. Și îmi pare rău că nu pot să stau și să pescuiesc aici, pentru că nu avem, în partea asta e lacul și în partea asta e o mare verde și în partea asta e o mare așa un pic mai albastră. Și ceea ce îmi pare rău este că mi-aș fi dorit să pescuiesc pe lac aici și din păcate mai avem mâine la dispoziție zi frumoasă și mâine înseamnă obârșia lotrului pe Rânca, urcare către Rânca. Și acum mai avem vreo 24 de kilometri până ajungem la obârșia lotrului unde să ne cazăm. Și era frumos să fi stat o zi pe aici. Da, din păcate timpul ne gonește acasă, pentru că vine nu știu ce furtuna Ashley, a plecat Boris, vine Ashley, e nasoală treaba. Și trebuie să-i dăm acăsică. Da. Dar deocamdată hai mai departe până la obârșia lotrului, acolo cazare și mâine încă o zi superbă. Lacul Oașa. Vezi că ai ratat, băi, toate găurile l-ai ratat, bă, Bogdane. Da. Frumusețea de lac Oașa, pe care nu pot să pescuiesc, și am lansat la mine că nu am timp, că negunește ploaia. Shit. Shit, 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 shit. That's not cute. Așa. Da. Yeah.
ies. Cred că am ajuns în vârful dealului. Oh. Și acum o să mă opresc să-mi iau o jumătate șifonier de haine pe mine. Că se pare că asta e regula. Bogdane, sunt sus, tată. Să-mi iau o jumătate șifonier de haine pe mine, că data trecută când am coborât dealul ăsta. Da, da, frumos, și sunt 1702 metri altitudine aici, deci aproape de un Transbucegi. Da. Și data trecută când l-am urcat, m-am cam curentat original. Și acum mă opresc să mă îmbrac. Gata, șifonierul de haine este la purtător. Pentru că data trecută, acum 2 ani de zile când am trecut pe aici, mi-a fost greu să mă îmbrac. Și bineînțeles că am ajuns jos lemn de frig. Și pe la 3 dimineața eram în gara în Craiova, că am luat trenul de acolo. Și eram cu frisoane în gara. Când se deschidea ușa aia de la gara, îmi venea să arunc cu ceva către oamenii aia săraci care veneau la tren. Și acum am băgat șifonierul frumos pe mine. It's cute. Și direct la cabana Vânătorul, la obârșia Lotrului. Păi ce n-ai bine că mai urcăm? Acum direct la cabana Vânătorul. Suntem la 1711 metri altitudine. Acum. Și sper să nu mai urcăm. Ia să vedem, 1711 710. Așa, yeah. Începem să coborâm acum. No. Da, clar, a început coborârea. Suntem în vârful dealului. Și mișto. Poate să se săvârșește vreo minunăție. Și găsim și noi o amărâtă de carne, de flecă de carne de oaie, pe undeva pe acolo, până obârșia Lotrului, dacă mai fi cineva. La ora asta cam târziu. Da. Da, vedem. În obârșia Lotrului. And that's cute. Ia să-l aștept eu pe domnul. Bogdan acum. La coborâre, dar deci începem acum cu o baterie. Nu e, sunt fotovoltaici. Da. Începem cu beri, haleu, că suntem rupți în gură de foame. Omul la mine merge bateria, e distrusă, terminat, cred că a intrat în depresie. Dacă eventual să ne uităm de un psiholog ceva pe aici, până obârșia Lotrului, ca să faci o ședință, să terapie un pic. Sper să rezolvăm problemele. Deci e subțirel așa, totul e dietetic, da? Da. Nu este nimic, da? E totul dietetic. Nu e cu animale moarte, sunt numai frunze, preascuri, coajă de copac, ce și mai multă soia. Și multă soia. Să vedem pensiunea Vânătorul. Bună seara. Cabana Vânătorului, zici, nu? Da. Da. Bă, pe ăștia trebuie să ne bea moca, mă. Ne bem Jager. Uite acolo, Jager Meister în spate.
Da, frumușel. Frumușel foc. Și a zis doamna, pe aici pe undeva, că am uitat de la mână până la gură, zici că-s bătut în cap. Așa, 11, a, 6, 11. Da. Acces camerele 6, 11. Let's see. Ah. Ioi, frumos. Yes. 9. Uite-o. Băi. Mamă de două ori. Fa. Pe ce parte vrei să-ți vorbim noaptea asta? My God. Mișto. Mișto, curățel, frumușel. Buda, că aia e foarte importantă. Cute. Mișto. Stai pe partea aia. Unde vrei tu. Mie mi-e inclusiv.